Astăzi a debutat în mod oficial campania națională de imunizare anticovid intitulată Orașul vaccinează satul, prima comună hunedoreană în care s-a ajuns cu caravanele mobile fiind Baia de Criș. Iar sâmbătă 26 iunie acțiunea continuă la Balșa, Bătrâna și Peștișu Mic. Despre județul Hunedoara se poate spune că a furat startul la această campanie încă de săptămâna trecută, caravanele mobile de vaccinare fiind prezente în comunele Bănița, Dobra, Ilia, Lelese, Sărașul de Sus, Sfântă Mărie Orlea, Șoimuș și Zam. Pentru Hunedoara nu este o noutate această campanie de vaccinare prin intermediul caravanelor mobile în localitățile rurale, fiind primul județ din țară în care s-au desfășurat astfel de acțiuni. Iar o altă premieră națională a fost și centrul Drive-Thru de la Deva. Am început această campanie Orașul vaccinează satul pe la sfârșitul februarie, dar în toată țara această campanie pornește în spațiul rural și noi chiar ne-am făcut din nou un grafic să ajungem în fiecare unitate administrativ-teritorială din spațiul rural. Vor fi echipe de la centrele fixe din orașele mari din județul Hunedoara care vor merge zi de zi în fiecare comună. Săptămâna viitoare, caravanele mobile de vaccinare anticovid vor fi prezente în alte 24 de comune din județul Hunedoara, după cum urmează. Luni 28 iunie, Brănișca, Burjuc, Densuș, Rapoltu Mare. Marți 29 iunie, General Bertlo, Ghelar, Gurasada, Vălișoara. Miercuri 30 iunie, Lăpugiu de Jos, Mărtinești, Răchitova. Joi 1 iulie, Sarmi-Segetuza, Turdaș. Vineri 2 iulie, Blăjeni, Buceș, Orăș Știoară de Sus, Totești, Vorța. Sâmbătă 3 iulie, Băcia, Boșorod, București, Bulzești de Sus. Duminică 4 iulie, Luncoiu de Jos, Ribița. Caravanele mobile de vaccinare vor ajunge luna viitoare și în celelalte comune hunedorene. Până în prezent, în județul Hunedoara s-au administrat circa 175.000 de doze din toate cele patru tipuri de vaccin anticovid folosite în România, iar dintre acestea, aproape 15.000 de imunizări s-au făcut prin intermediul a 14 caravane mobile.